Bună ziua, stimați prieteni! Bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniela Alexandrescu, vă salut cu drag și vă mulțumesc că sunteți alături de Radio Vocea Evangheliei București, aici unde încercăm să aducem în prim plan teme de actualitate, teme de interes. Astăzi aduc în atenția dumneavoastră o temă care sunt convins că o să vă placă și ne interesează pe noi pe toți, dar în mod special pe tineri. Adolescenți și anume aș vrea să vorbim despre impactul industriei fashion asupra tinerilor creștini Sau industria aceasta a modei, a, a cumpărăturilor, a, a tot ceea ce ține de shopping Și aș vrea un pic să analizăm acest subiect din perspectivă biblică Să vedem ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre asta și uh, pentru abordarea acestei teme l-am uh, invitat pe domnul Alex Ivan prezbiter la Biserica Betel din București, lider de tineret în biserica locală. Ne bucurăm că ești din nou cu noi. Bun revenit în studioul nostru! Sunt onorat, vă mulțumesc pentru invitație. Domnul să vă binecuvinteze! Mulțumim! Uh, asemenea vrem ca și... Uh, tu să fii binecuvântat în tot ceea ce faci și slujirea pe care o faci în biserica locală Uitam pe niște statistici și se pare că românii cumpără cu 60% mai multe haine decât la începutul anilor 2000 Și cu mult mai mult decât nevoia reală uh, Și aici s-au făcut câteva studii, eu dau datele acestea din niște cercetări reale și întrebarea ar fi, este consumerismul un păcat? Ce ne spune Biblia despre asta? Dacă da, de ce este un păcat? Ok. Hai să o luăm cu prima parte a întrebării. La începutul anilor 2000 exista un anumit tip de comerț. Trebuie să înțelegem că în perioada respectivă, poate și industria fashion nu era atât de dezvoltată în România precum este acum marketingul nu era atât de dezvoltat cum este acum și cred că și cererea pe online era mai zero pentru că nu era dezvoltat inclusiv internetul la capacitatea de astăzi. Consumerismul este un păcat în momentul în care ne transformă viața într-un mod egoist și ne ajută să punem accentul exagerat de mult pe, pe noi și pe modul cum arătăm. Uh, nimeni nu spune că nu trebuie să fii îngrijit, nimeni nu, trebuie să spune, nimeni nu spune că trebuie să uh, porți haine jerpelite și așa mai departe, dar cred că moderația este cuvântul uh, care trebuie să ne însoțească pe fiecare din noi. Cred că un credincios uh, trebuie să respingă tentația contemporană de a Cumpăra haine doar de dragul de a le cumpăra. Cunosc oameni care poartă o pereche de Adidas pe care o cumpără odată și se așterne praful pe ea, doar pentru că e. Un brand anume. Un brand anume sau că este ultimă generație sau ultimă apariție. Cred. Aici cred că fiecare credincios, dacă are discernământ și este matur din punct de vedere spiritual, își va cumpăra. Moderat, lucrurile lucruri de care are nevoie, cu bun gust. Aici cred că ține de fiecare. Și da, el, consumerismul, este un păcat în condițiile acestea, în care uh, ne, uh, ne. efectiv, ne așează în obsesia aceasta de a fi foarte atenți la ultimile apariții, de a face orice, să ne îmbrăcăm în ton cu noile apariții și să nu punem accent pe lucrurile care contează, valorile spirituale. Ați menționat acest termen moderație și cred că este tot mai dificil în societatea noastră să îl aplici și să-l aplicăm a fi moderat, a fi cumpătat. Asta în condițiile în care, din anii 2000, așa cum ați spus, a evoluat mult societatea noastră și acum e un comerț online înfloritor și. Uh, nu există uh, site web pe care să-l deschizi și să nu fii uh, asaltat cu o anumită reclamă sau anumite reclame în anumite domenii, fie în partea aceasta uh, de retail sau, eu știu, uh, industria alimentară, industria aceasta a, a fashionului, a modei. Uh, chiar în România, mă uitam, sunt înregistrați aproximativ 14.000 de retailer de fashion. Uh, și asta tot s-a făcut un studiu recent al uh, Micor Consulting. Uh, așadar, ofertele sunt pe măsură, și cererea este la fel de mare, ispite la tot pasul. Și uh, întrebarea care a reieșit de aici: cum pot tinerii să mai fie moderați, cumpătați? Să-și ia doar ceea ce au nevoie, având în vedere că sunt ispitiți la tot pasul cu tot felul de noi oferte, de promoții, care mai de care și uh, tendința este să fii cumva în pas, să fii în trend cu ceea ce uh, au ceilalți și cu, cu mersul societății și uneori s-ar putea să ne trezim că am achiziționat lucruri, de care chiar nu avem atâta nevoie. Ok. Personal mă confrunt și stau de vorbă cu tineri și cu adolescenți în special, care sunt victima unui fel de bullying, l-aș numi, în ideea că în anturajul din care provin se pune foarte mult accentul pe ce e nou. Și dacă tu nu ți-ai luat așa cum și-au luat și ei, ești cumva exclus din grup. Noi trebuie să insistăm pe educarea tinerilor și pe educarea adolescenților, pe educarea celor ce vin la biserică în sensul acesta, să-i facem conștienți de ce este urgent și ce este doar un moft. Că sunt unele articole pe care vrem să ni le cumpărăm care țin mai mult de mofturi, nu de necesitate sau de urgent. Aici cred că maturitatea fiecărui credincios se vede în distingerea între aceste două lucruri. Chiar îmi e urgent? Chiar mi este de folos? Sau este doar un mov? Sau este o, o tendință? Sau sunt și eu victima unei campanii uh, din online care efectiv m-a uh, prins? Uh, există această uh, moderație, din nou invit pe ascultătorii noștri să ia în uh, sufletul lor acest cuvânt, moderație și echilibru în ce privește Uh, accentul pus pe, pe tendințele acestea Care vin din lumea modei Să fii îmbrăcat Să fii încălțat Să ai nu știu ce gadget Care-i mai, uh, care mai nou uh, Uite am stat de vorbă cu cineva Care mi-a spus Mama a ieșit ultimul tip de iPhone Și era atât de uh, frământat Cum să și-l cumpere Deși era un adolescent din biserică Chiar ultimul tip Și l-am întrebat Poți folosi telefonul la adevărata lui uh, capacitate? Păi, pentru ce-l folosești? Păi, social media și un pic, internet și așa mai departe. Păi, ai un iPhone cu o generație mai veche, nu. mai inferioară. De ce nu-l folosești? Că e tot același lucru. Pentru nevoile pe care le ai. Nu e ultimul tip. Și ideea aceasta de ultimul tip, de nou, de cei mai nou pe piață, să se regăsească pe. pe în vestimentația noastră, în gadgeturile noastre și așa mai departe. Aici cred că un credincios care este matur va face distinție între ce este imediat, urgent și am nevoie, chiar mod real, și ce este un moft sau este doar o, o, ambiție de a, de a mă alinia unor trenduri care nu duc nicăieri. Și uite, un exemplu tot din industria aceasta a telefoanelor mobile, niciodată nu, nu se va opri undeva. Întotdeauna va apărea ceva mai nou, mai bun, mai performant. Poți ține pasul? Poate ești un om de afaceri și poți ține pasul. Dar cât de mult te ajută? Pentru că făcând din aceste momeli pe care mari retailer le pun în fața noastră prin marketingul ăsta atât de agresiv, ajungem și noi să ne concentrăm pe lucruri care nu ajută și nu sunt de uh, interes imediat pentru, pentru noi. Un credincioș trebuie să fie moderat. Nu zice nimeni să nu se îmbrace elegant, să nu se îmbrace cu bun gust, să nu folosim ultimele, pardon, primele telefoane apărute în industria uh, telefoanelor mobile dar nici să punem, să intrăm în această horă și în acest galopaj de a fi în ton cu ultimile apariții. Nu putem ține pasul cu ele și nici nu ne ajută. Spiritual, cred că aici este un egoism și este o tendință narcisistă de a avea ceea ce nu ne folosește în mod real. Da, există un, așa cum ați spus, un marketing agresiv și imaginez uh, alergarea asta, așa, acea rotiță pe care șoricelul tot uh, baleargă și nu se mai oprește niciodată uh, și uh, tot uh, dorința aceasta de a fi mai mulțumit, de a fi mai satisfăcut și uh, cu trecerea timpului realizăm că nu suntem și tot mai tare alergăm. Chiar a devenit așa o practică și un mod de viață mersul prin moluri, tot legat de tema asta, că sunt teme complementare și chiar unii care nu mai au timp de a umbla fizic prin mol, există lumea aceasta virtuală, la un clic distanță, accesez orice magazin online și Uh, ai alternative pentru a face cumpărături de tot felul. Deci, ajung la tine acasă într-un timp record, orice lucru îți dorești, poftești. Uh, și chiar uh, tinerii corporatiști care muncesc mult și nu au acel timp fizic de a umbla, de a se plimba prin moluri, uh, au alternative și toți avem alternative. Cum ar trebui să ne raportăm la acest trend, mers al societății? E rău să fii în pas cu moda, cu stilul, cu tendințele vremii. Acum, din punct de vedere biblic, Apostolul Pavel spune: Să nu ne potrivim chipului viacului acestuia, și cred că aici, în expresia aceasta, pot fi înglobate multe lucruri care țin de chipul viacului, a lumii viacului acestuia, cum ar trebui să ne raportăm noi și să păstrăm acel echilibru și să fim nici demodați, dar nici prea, nu știu, extravaganți. Din nou, echilibru și moderație. <laughs> Legat de comerțul online, inevitabil avea să se dezvolte odată cu explozia aceasta a lumii virtuale. Și internetul este un market groaznic de, de uh, extins și uh, cuprinde orice, orice își poate imagina cineva. Acum, am avut o situație când am găsit un ceas pe internet, mi-a făcut cu ochiul, hai să-l cumpăr și l-am comandat online când mi-a ajuns și l-am desfăcut, un chici arăta horror, nici nu, o replică atât de groaznică, deci nu m-am gândit că cineva se poate coborâ la un astfel de nivel să comit o replică, să facă o replică, să muncească pentru o replică de genul acesta și să-l pună în, în vânzare, în comerț. Evident, unul din colegii mei de muncă, când l-a văzut, a râs copios, a zis așa ceva n-am văzut în viața mea. Dar am avut și șansa să-l dau înapoi. Deci există și această, această opțiune, să faci retur dacă nu-ți convine, într-un număr de zile. Dar revin din nou asupra acestui gând. Cât îmi este de folos din ceea ce mi se pune sub, sub privire? Uite, eram odată cu soția și uh, discutam despre uh, o mașină de spălat următorul pas a fost când m-am conectat pe Facebook, pe telefon, nu reclame la mașină de spălat am primit. Dar atât de enervante erau că pe orice site de știri, pe nu știu, orice, orice, reclamă posibilă pe Facebook îmi, îmi sugera un anumit tip de mașină de spălat. Și totul a fost într-o discuție cu telefonul oprit. Și apoi toate reclamele duceau în sensul ăsta. Deci, clar că există o inteligență artificială în spate care preia, inclusiv pe cale vocală, anumite uh, cuvinte și ți le pune, îți face efectiv un, un uh, portret cu nevoi, cu așteptări, și pe alea ți le va pune sub nas. Întotdeauna diavolul, când îl spitește pe un om, îl spitește cu lucrurile de care știe că are nevoie niciodată nu o să-l spitească pe un om cu lucru care nu reprezintă pentru el o momeală, că ar fi și culmea. Deci, efectiv, nu și-ar atinge scopul. Apoi, cred că tinerii, cred că oamenii care au înțeles că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este uh, Mântuitorul și că ei trăiesc pe pământ ca străini și călători, nu fac din lucrurile lumii acestea un scop în sine. N-au timp să se plimbe primol, să verifice ultimile apariții. N Au timp pentru alte lucruri. Acum, revin. Nimeni nu ne cere să ne îmbrăcăm ca în secolul XVI, în secolul 10, în secolul 1, dar cu hainele cu care ne îmbrăcăm, să fim decenți, să fim echilibrați, să fim curați. Hai că o spun și pe asta, na, poate cineva trebuie să-și facă curat să o spună. Văd inclusiv. Slujitor care să, dacă nu afișează o anumită marcă pe cămașă, parcă nu se simt bine. Nimic de zis. Nu eu în măsură să judecă portul cuiva, dar cred că un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie un pic mai echilibrat și mai moderat, pentru că uh, slujește unei mase de oameni care poate nu-și permite un anumit tip de cămașă sau un anumit tip de plovăr, sau să conduci ultimul tip de mașină pentru că nu degeaba oamenii contestă pe slujitor atunci când vine vorba de uh, luxul și extravaganța. Poate mai puțin în Europa de Est, pentru că noi suntem totuși uh, comunități nu atât de bogate, dar în America cel puțin luxul și tendința unor slujitori este să scoată în evidență că ei sunt binecuvântați pentru că au lucrurile astea. Deci Dumnezeu este cu ei, de-aia afișează uh, luxul, uh, bogăția resursele pe care le au, să justifice în fața oamenilor binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar de fapt, părerea mea, acestea sunt doar niște diversiuni să mute atenția de la goliciunea lor spirituală. Un om care pune accent mai mult pe cum e în exterior și mai puțin pe cum este în interior, din punct de vedere spiritual, se vulnerabilizează. Și aici cred că tinerii pot refuza aceste tendințe Vezi, umanismul după secolul XVI a pus omul în centru și a zis tu ești măsura tuturor lucrurilor. Fii fericit, trăiește cum vrei, nu ai granițe, nu ai limite, totul îți este permis. Nu există totul îți este permis. Este o iluzie să crezi că totul îți este permis. Dacă totul ți-ar fi permis, treci pe roșu. Păi și în secunda a doi te trage poliția pe dreapta și ți-a permisul. Numai sloganul totul ți este permis este o, o, o mare minciună și o mare caciorma în care diavolul uh, încearcă să-ți inducă ideea că pentru că ești tu măsura tuturor lucrurilor, fă ce vrei, trăiește cum vrei. Și aici cred că oamenii trebuie să, uh, să fie atenți și să pună accentul pe lucrurile care contează. Da, vorbim despre impactul industriei fashion și a shoppingului, a tendințelor acestea legate de cumpărături, de trendul în societate, cumpărături, îmbrăcăminte, gadgeturi, asupra tinerilor și nu numai. Eu am zis să limităm așa un pic arealul pentru că știam că dumneavoastră lucrați în zona aceasta cu tinerii și ne adresăm în mod special, dar ispita este pentru toată lumea și spunea chiar Apostolul Pavel, toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos. Într-un context anume, în, Biblie, el într-o scrisoare adresată unei biserici și el spune tot așa, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și aici este lupta noastră să nu fim stăpâniți. Uh, noi trebuie să ne folosim, spunea cineva, de lucruri și să iubim oamenii. Am ajuns să iubim lucrurile și să ne folosim de oameni. S-au inversat cumva uh, prioritățile și asta e tragic și observăm uh, societatea noastră, dar asta e un alt subiect, uh, lipsa aceasta de uh, empatie, de uh, sensibilizare față de nevoile celuilalt, am devenit destul de reci, destul de distanți. Revenind la subiectul nostru, industria fashion are niște valori și ați menționat umanismul, și de acolo practic a fost așa o cascadă. În, în cascadă s-au degradat lucrurile. De fapt, se vede în industria aceasta fashion o iubire de sine în care. Dragostea de sine este dusă la apogeu exacerbată și uh, promovată goliciunea uh, industria aceasta a sexului și uh, celelalte care derivă de aici Pentru că uh, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, uh, lumea va merge din rău mai rău și există așa o tendință în, în, spre uh, o decădere totală în partea cealaltă, creștinismul are niște valori ale lui și ele uh, intră în contradicție. Valorile lumii actuale, ale industriei fashion cu valorile creștinismului. Uh, care ar fi câteva din contradicțiile existente între cele două? Aș vrea să precizez încă de la început că cel ce se poate numi uh, primul. Uh, creator de modă este Dumnezeu. El a făcut haine oamenilor în Geneza. Deci el este primul designer, dacă ar fi să fim onești. Apoi, uite, avem câteva versete în Sfânta Scriptură care sugerează îmbrăcămintea cu bun gust. Să aduce aminte că Domnul Iisus dă exemplu unei pilde cu fiul risipitor. Când se întoarce acasă, știi ce zice tatăl? dați cea mai bună haină și cea mai bună încălțăminte. De ce? Reprezenta statutul. Pentru mine, când citesc Sfânta Scriptură, înțeleg că omul, în funcție de statutul pe care îl are, trebuie să se și îmbrace în consecință. Dacă sunt fotbalist, nu o să, să joc fotbal în costum, ci mă duc echipat în echipamentul rezonabil pentru îndeplinirea obiectivului pe care l am. Dar întotdeauna mă voi, mă voi adapta în așa fel încât nu îmi voi compromite imaginea în cazul unui creștin. Aici vorbesc în numele unui creștin. Pentru tineri, pentru adolescenți, nu ne cere nimeni, repet, să ne îmbrăcăm ca în secolul XVI. Dar când ne îmbrăcăm, trebuie să ne îmbrăcăm în așa fel încât să nu fim o pricină de discuții pentru oameni, pentru că întotdeauna vor asocia portul nostru cu identitatea noastră religioasă, vrem, nu vrem, suntem asociați. Apoi un tânăr sau o tânără care pune accentul pe uh, o ținută care duce spre uh, promovarea unei, uh, senzualități. unei senzualități. Aici unul se vulnerabilizează și nu cred că un credincios își permite să să-și compromită imaginea, să-și compromită până la urmă vocația pe care o are de a fi lumina lui Dumnezeu în lumea aceasta. De aceea, pentru tineri, nu este greșit să te îmbraci cu o haină bună. Vezi, în Biblie avem uite-l pe Domnul Isus Hristos. Și mie mi-a dat de gândit treaba asta. Știi, la crucea Domnului Isus Hristos, soldații romani au tras la sors pentru cămașa. cămașa lui Hristos. Știi ce? Se dă acolo o, o ușoară descrierea hainei lui Hristos dintr-o singură țesătură. Ceea ce implică că nu era o haină ieftină, ci era îmbrăcat bine. Dar era îmbrăcat cu bun gust. Inclusiv romanii zboi, de ce să rupem o haină bună când o putem trage la sorcii? Cel care are zarul bun în posesia lui să revină. Deci inclusiv Domnul Iisus Hristos a dat pe sine însuși exemplu că poți să fii îmbrăcat bine, poți să fii îmbrăcat în așa fel încât nu să pui accentul pe exterior, deci, misiunea lui n-a fost umbrită de haina dintr-o singură țesătură, dar și haina pe care a purtat-o a ținut de statutul pe care l-a avut. Și aici cred că un credincios poate să se îmbrace în așa fel încât să uh, reprezinte uh, uh, să reprezinte pe Dumnezeu într-o manieră optimă. Și ce contradicție ar fi între valorile promovate de industria fashion și valorile creștinismului? Păi întotdeauna. Industria fashion-ul să-ți spună îmbracă-te ca să atragi. Creștinismul îți va spune îmbracă-te ca să oglindești chipul lui Dumnezeu în lumea aceasta, să arăți spre Dumnezeu păi ce îmbrăcămintea mea. Nu, dar portul, ținuta, curăția, aceste elemente care te fac prezentabil în lume, trebuie să scoată în evidență Dumnezeul pe care îl slujești. Nu trupul tău, nu Egoismul cu care na, cei mai mulți se îmbracă Ca să arate cine sunt Și am, am, am observat un lucru Hai să o spunem deschis Unii se îmbracă poate din extravaganță Să scoată în evidență opulența și, Dar să știi că oamenii foarte bogați Niciodată nu o să se afișeze cu... Chiciuri din astea se iasă în evidență și să fie remarcați prin, prin ceva ieșit din comun prin ceva extravagant. Din ceea ce am văzut, inclusiv în industria aceasta, uite-te la diplomați, uite-te la șefi de stat, uite-te la uh, femei de afaceri, oameni. Cu prestanță, medici, avocați, deci pe orice nișă a pieții muncii. Cei care se respectă nu scot în evidență. Wow, cu care sunt îmbrăcați. Sunt îmbrăcați cu bun gust. Decență, și... De moderație și echilibru și toate lucrurile acestea. Și dacă noi, prin portul nostru, scoatem în evidență, uh, repet, această, uh, acest umanism, ne promovăm pe noi, imaginea noastră, aici cred că arătăm că suntem oameni care nu ne-am înțeles scopul pentru care trăim. Un credincios nu face din lucrurile acestei lumi un scop în sine. El le întrebuințează în așa fel încât să nu pună stăpânire pe el și să reflecte în societatea în care trăiește mesajul Domnului Isus Hristos, care este un mesaj pentru moderație, pentru echilibru, pentru bun gust. Uită-te că Solomon, Isus spune, uitați-vă la păsări, uitați-vă la Solomon. Păi nici el în toată splendoarea lui n-a putut să îmbrace florile cum le-a îmbrăcat Dumnezeu. Păi, Dumnezeu este primul creator de modă. Și el nu este împotriva bunului gust, împotriva frumosului, el este arhitectul frumosului. Și pentru că el a îmbrăcat creația și apoi pe om, omul nu are voie să se degradeze atât de mult încât să-și să, să compromită imaginea pe care o are. Pentru că, uite, -te, sunt anumite vedete de la Hollywood care arată ca demoni. Să mă ierte și o spun deschis. Zici că sunt demoni, cum se îmbracă și uh, nu mai spunem deținute care te efectiv nu te poți uita ca bărbat la ele pentru că te, te simți rușinat de ceea ce vezi acolo. Dar aici este uh, provocarea lumii: să te facă să ieși în evidență prin extravaganță, dar să-ți compromiți identitatea pe care o ai. Și un credincios întotdeauna va refuza să-și compromită imaginea și imaginea este importantă. Pentru că dacă ți aduce aminte, Domnul Iisus Hristos a spus voi sunteți lumina, sarea și cetatea așezată pe munte. Oamenii trebuie să o vadă. Și când oamenii se uită la voi, să vadă la voi. Nu accentul pus pe exterior, ci accentul pus pe interior. Aici cred că sunt aceste contradicții ireconciliabile, părerea mea. Da, într-adevăr, timpul s-a scurs foarte repede. Aș mai fi dorit să abordăm încă o chestiune, două, însă nu ne mai permite timpul. Noi am aminte de cuvintele Apostolului Pavel adresate bisericii din Efes, ați menționat uh, aceste chemări ale creștinului și el acolo prezintă și calitatea de noastră datorită lucrării jertfei lui Hristos, suntem copii ai luminii și el spune acolo să nu luați parte la lucrările întunericului, ba mai degrabă o sândițile sau condamnațiile. Uh, și asta este chemarea noastră: să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ceea ce este bun. Vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune și vă dorim mult har și binecuvântare în slujire și în lucrarea cu tinerii, cu adolescenții, uh, înțelepciune, putere și uh, binecuvântare! Vă mulțumesc pentru invitație, la fel vă doresc Domnul să vă binecuvinteze, întreaga echipă de la Radio Vocea Evangheliei și pe toți ascultătorii postului dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze! Mulțumim, dragi ascultători! Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Am discutat împreună cu invitatul nostru, domnul Alex Ivan, prezbiter la Biserica Betel, Biserica Pentecostală din București, lider de tineret, despre impactul industriei fashion asupra tinerilor, asupra adolescenților și nu numai, Cred că are un impact asupra întregii lumi și nu cred că există categorie de vârstă care să nu fie ispitită într-un fel sau altul. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim multă binecuvântare. Sunt Daniel Alexandrescu, vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!